Scala Glasgow se măsoară prin însumarea răspunsului ocular, motor și verbal. Litera E vine de la cuvântul englezesc eyes, care înseamnă ochi. Scorul se situează între 3 și 15 puncte, dar niciodată nu poate fi 0. Acest instrument este util în monitorizarea nivelului de conștiință, aprecierea prognosticului după un traumatism craniocerebral și monitorizarea răspunsului la tratament în secțiile de terapie intensivă. Scorul Glasgow de 3 înseamnă comă profundă, iar scorul de 15 înseamnă că persoana este sănătoasă, adică este deplin conștientă. Scorul este de asemenea util pentru aprecierea necesității intubării pacientului, dar există și un șir de limitări, cum ar fi incapacitatea de evaluare a reflexelor bulbare. Scorul Glasgow de 15 înseamnă că pacientul deschide ochii spontan, îndeplinește instrucțiunile și răspunde verbal orientat. Scorul Glasgow de 3 înseamnă că pacientul nu deschide ochii, are lipsa răspunsului motor, adică este areactiv și nu răspunde verbal. Punctajul final este de 3. În anumite cazuri, pacientul nu poate fi testat din punct de vedere ocular, motor sau verbal. Se utilizează abrevierea NT. Cauzele pentru imposibilitatea testării ochiului poate fi din cauza ochilor închiși de factori locali, cum ar fi leziune sau edem. Imposibilitatea testării răspunsului motor poate fi din cauza paraliziei și imposibilitatea testării răspunsului verbal poate fi intubarea pacientului.